Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. Vă invit să trecem în revistă principalele subiecte de astăzi de pe 1asic.ro. Grupul Unica a raportat o pierdere netă de peste 35 de milioane de euro pentru companiile din România. Generalii va continua să se concentreze pe liniile non-auto. Metropolitan Life lansează un program de educație financiară pentru elevii din 10 orașe. Și o erupție a vulcanului Vezuviu ar putea provoca daune de peste 20 de miliarde de euro. Să vedem acum și știrile pe larg. Primele nete raportate de cele două companii deținute în România de grupul Austria Unica, Unica Asigurări și Unica Asigurări de Viață, s-au cifrat anul trecut la 58,08 milioane de euro, în scădere cu aproape 20% față de totalul din 2013, de 71,82 milioane de euro. Rezultatul financiar a fost unul negativ, asigurătorul înregistrând o pierdere de 35,5 milioane de euro, de peste două ori mai mare decât cea din 2013. Generalii România va continua să se concentreze pe liniile non-auto, deoarece aceasta este abordarea corectă pentru o companie care dorește un business solid și profitabil. Clienții vor rămâne în centrul preocupărilor companiei și toate măsurile pe care le vom adopta vor fi în beneficiul lor, a menționat Luciano Sirina, CEO-ul Generalii pentru regiunea Europei Centrale și de Est, într-un interviu acordat revistei Prima Asigurări și Pensii. În condițiile în care piața de asigurări din România este una dintre cele mai mari din regiune, cu prime de asigurare de circa 1,8 miliarde de euro, în 2014. Generalii vrea să joace un rol important aici datorită expertizei și reputației sale globale. A mai spus Irina. Interviul complet îl puteți citi în ediția de aprilie a revistei Prima Asigurări și Pensii. Peste 2000 de elevi din clasele primare vor dobândi cunoștințe financiare în cadrul noului program educațional Schimbăm Vieți, dezvoltat de Junior Achievement România și Metropolitan Life. Obiectivul principal al programului, derulat cu sprijinul MetLife Foundation, este acela de a fundamenta de la vârste fragede cunoștințe financiare care pot sprijini românii să ia decizii informate pe viitor, pentru o viață mai bună, se arată în comunicatul transmis de asigurător. O erupție a vulcanului italian Vesuviu, similară cu cea care a avut loc în 1631, ar putea determina pierderi economice de peste 20 de miliarde de euro, arată un studiu al Willis Re. Astfel, o erupție de nivelul celei din 1631 ar genera pagube majore, în special pe segmentul property, majoritatea daunelor fiind înregistrate de clădiri care s-ar dărâma sub greutatea cenușii, arată studiul. Cu toate acestea, erupțiile vulcanice nu reprezintă în momentul de față o preocupare pentru companiile de asigurare. Acestea au fost știrile zile la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mâine văd dă întâlnire colega mea, Camelia, pentru o sinteza subiectelor acestei săptămâni.